În imagine aveți un arbust cu ceva țepi, dar destul de drăguț ca ornament și în același timp florile delicate, gălbui, plus fructele care vor fi roșii. Este Berberis vulgaris. Vulgaris este dracila comună, dracila spontană care crește și la noi în țară. Este foarte valoroasă pentru datorită proprietăților medicinale, dincolo de aspectul ornamental care îl aduce într-o grădină, poate să fie cultivată pentru proprietățile medicinale excepționale, mai ales ca și plantă în tratarea hepatitelor și fructele sale, tot mai multe cercetări descoperă faptul că au proprietăți anticancer. În plus, în Iran este foarte mult apreciată, fructul este consumat masiv, este cultivată din plin în bucătăria tradițională din Iran. De aceea vă recomand să o cultivați. O găsiți la Grădina Verde, pepiniera Grădina Verde, undeva în Moldova. Căutați pe internet, dați o căutare Google și veți găsi dracile la un preț foarte ieftin. Probabil și la alte pepiniere găsiți. Florile sunt delicate, acum încă nu sunt de plin înflorite. Mai târziu probabil vom reveni cu alte imagini.